Astăzi vom construi o aplicație care caută pe YouTube. Deci o vom face în React, vom folosi API-ul de la YouTube și le vom face să meargă împreună, vom face în așa fel încât să putem căuta pe YouTube și să afișăm rezultate. În primul rând, vom inițializa proiectul cu Create React App. Deci rulăm într-un terminal NPX Create React App și ne alegem un nume, să spunem YouTube. Asta va instala toate elementele necesare pentru a începe un proiect cu library-ul Create React App, va instala dependențele și după câteva zeci de secunde vom fi gata să începem aplicația propriu-zisă. Momentan așteptăm să se instaleze toate dependențele. În timp ce se întâmplă chestia asta, vom merge pe YouTube, pe Google și vom căuta API-ul de la YouTube. Deci dacă aici spunem API YouTube, Data API YouTube, primul răspuns ne va duce la Get Started și Get Started ne va îndrepta, printre alte, să ne creăm un cont Google. Eu am deja un cont Google. Dacă mergem în API Console, aici putem crea credentials pentru API-ul nostru. Deci vom merge la Enable APIs and Services. Aici vom căuta YouTube și vom alege YouTube Data API V3. Vom da Enable. Durează câteva secunde să ne activeze API-ul. Între timp mai verificăm dacă s-a instalat totul cu proiectul nostru. Nu, încă nu. Ok, acum ni s-a activat API-ul. Putem crea un set de credențiale. Folosim YouTube Data API V3, de unde vom apela API-ul din web browser. Vom accesa informații publice și ne va da un API key pe care îl vom copia. Putem da click aici și ne întoarcem la proiectul nostru. Acum ni s-a inițializat proiectul. Dacă listăm fișierele, îl vom vedea YouTube, deci vom merge în el, iar aici putem să deschidem editorul de text. Dacă folosim VS Code, putem rula doar comanda code dot. Și acum putem începe instalarea. Momentan vom deschide terminalul cu comand J sau control pe Windows, apoi vom rula npm start ca să ne deschidem un browser cu aplicația demo. În timp ce pornește serverul, gata, a pornit. Ok. În momentul ăsta ne putem întoarce în fișierul, în folderul nostru și putem crea un fișier pentru constants.js în care să punem API key-ul. Ne va trebui pentru a apela, pentru a ne autentifica atunci când apelăm un endpoint din API. Cum vom face un folder pentru componenta de app și vom muta totul în interior? Vom instala Node SAS, care este necesar pentru a putea folosi SCSS. Nu CSS simplu, este considerabil mai puternic SCSS. Ok, între timp vom redenumi fișele de CSS cu extensia SCSS, după care vom updata importurile pentru același fișier în index și în app. Ok, și vom mai updata importul către app, pentru că acum este în folderul app, fișierul app. Odată ce am făcut asta, trebuie să-l ștergem logo-ul de aici. Nu folosim asta. Și ștergem referința către el. Ștergem totul din componenta de app. Și mie îmi place să numesc clasele cu literă mică.
și vom șterge tot și doar avem clasa app. Ok, pentru început vom pune doar un paragraf în care spunem hello from YouTube. Doar ca să ne asigurăm că totul se încarcă, da, aparem pe ecran cu mesajul potrivit. În continuare, vom crea, vom instala library Axios, care ne permite să facem într-un mod foarte ușor requesturi. Deci npm install --save Axios. Save ne-l adaugă în fișierul package.json, în care avem o listă cu toate dependențele. În momentul în care s-a instalat, putem să-l importăm. Eu prefer să țin importurile în trei secțiuni. Importuri externe, cum ar fi React și Axios, în prima secțiune. Apoi importuri interne, cum ar fi fișierul de constante. În cazul nostru vom importa API key-ul. În JavaScript există două tipuri de exporturi și implicit importuri. Exporturile default, deci putem scrie aici export default function în loc să fie aici. Exporturile default sunt doar unul singur pe fișier și putem importa ceva în același mod în care importăm Axios sau React, nu punem acolade. Dar dacă vrem să exportăm mai multe lucruri dintr-un fișier care să poată fi importate individual, cum ar fi într-un fișier cu constante, să putem exporta mai multe constante, atunci vrem să le exportăm, facem named exports, exporturi cu nume, și atunci doar spunem export const sau export function și numele elementului respectiv trebuie importat cu numele respectiv pus între acolade. Okay, acum, odată ce am făcut asta, vom converti de fapt funcția, componenta noastră funcțională într-o componentă bazată pe o clasă. Deci aici vom înlocui function cu class, vom șterge parantezele și trebuie să specificăm că extinde react.component. Ok, și ne trebuie funcția render. Fiecare componentă care folosește clase are nevoie de metoda render, care trebuie să returneze ceva. Acest ceva va fi afișat pe ecran. Apoi vom inițializa state-ul. State-ul nostru trebuie să ne gândim ce anume ținem în state. Păi vom ține o listă de elemente care vor fi returnate de căutarea pe YouTube. Deci putem să numim items. Inițial este null sau undefined. Ambele ar merge. Apoi mai avem nevoie de un element în state care va ține cu seria de litere, ceea ce căutăm noi pe YouTube. De exemplu, dacă vrem să căutăm despre JavaScript, trebuie să ținem stringul JavaScript într-o proprietate în state. Să zicem că o numim search term. Trebuie să fie un string. Întotdeauna o vom inițializa cu un string gol, pentru că inputurile trebuie să fie componente controlate întotdeauna. Trebuie să le setăm valoarea și valoarea nu poate fi mai întâi null, după care string, pentru că dacă se întâmplă asta, atunci când ai un input a cărui valoare o dai ca fiind null sau undefined, devine componentă necontrolată și React nu te lasă să schimbi dintr-o componentă necontrolată într-o componentă controlată. Prin urmare, trebuie să începem cu o valoare validă, o valoare validă fiind un string goal. Apoi vom avea, vom șterge paragraful de aici și vom crea un input. Inputurile au nevoie de două elemente. Au nevoie de un event listener și de un event listener de on change. Acest event listener ni se apelează de fiecare dată când se schimbă valoarea inputului. De exemplu, atunci când cineva scrie de la tastatură, șterge sau dă paste, gen copy paste în acest input. Acest onChange, ca orice alt event listener, primește un callback. Callback-ul întotdeauna este o funcție și primește callback-ul se numește event handler și orice event handler primește event object-ul. De cele mai multe ori îl prescurtăm cu litera E. Acest event object are întotdeauna un target, practic elementul care a
făcut acel eveniment, în cazul nostru inputul, iar orice input are o proprietate numită value. Deci noi vom seta valoarea lui search term cu funcția set state, vom seta valoarea lui search term să fie e.target.value. Apoi, pentru că vrem ca această componentă să fie controlată, îi vom seta și valoarea să fie egală cu this.state.searchTerm. Deci, valoarea este luată din state.searchTerm. Inițial este string goal. În momentul în care am scris prima literă, mi se apelează onChange. OnChange va pune acea literă în state și o luăm de la cap după aia pentru următoarea literă și următoarea literă și tot așa. Și în felul ăsta, componenta noastră este controlată, adică o controlăm prin propriul value și valoarea lui este luată din state, dar în același timp trebuie să și citim ceea ce se întâmplă în input, prin urmare folosim onChange. Okay, avem nevoie de un buton pentru a face căutarea. Aici putem să-l numim caută. Avem nevoie să legăm acest buton la ceva, la funcția de căutare, să începem căutarea atunci când se dă click pe buton. Pentru asta avem nevoie de un event listener, de data asta de onClick. OnClick la rândul lui primește un event object pentru că este un event handler și aici doar trebuie să apelăm o funcție, funcția noastră de căutare, să zicem this.search. Acum definim funcția de căutare. O vom defini ca arrow function. Și aici vom face căutarea propriu-zisă. Putem să facem lucrul ăsta, să primim eventul și să apelăm funcția, dar în același timp putem să dăm direct o referință către funcție. Deci putem să scriem aici direct așa și mai simplu. Teoretic am primit event object-ul, dar cum nu facem nimic cu el, nu trebuie să îl declarăm ca parametru. Deci dacă punem aici un console log, spunem caută activat, căutare activată. Dacă ne întoarcem în browser să testăm lucrul ăsta, am primit mesajul, dacă dăm click de mai multe ori, se activează de mai multe ori. Ok, în continuare trebuie să facem un request către YouTube API. Deci începem cu Axios. Axios ca funcție ne permite să facem un request. Apoi Axios primește un singur parametru de tip obiect, iar acest obiect conține toți parametrii pentru a configura request-ul. Începem cu metoda. Mie îmi place să țin acest nume de metodă cu majuscule, chiar dacă el te lasă să folosești și litere mici. Deci va fi o metodă get, apoi URL-ul îl vom construi mai târziu. Momentan îl punem în URL gol. De fapt, atât. Ok, acum ne mai trebuie în fișierul de constante să punem într-o constantă API URL. Practic, API-ul de la YouTube în sine. Okay. Mergem să-l căutăm. Și dacă ne întoarcem aici, ar trebui să găsim un exemplu. Deci întotdeauna vom începe cu această bază a URL-ului. În momentul ce asta spune aici, toate URL-urile sau URL-urile sunt relative la acest root. Prin urmare, îl salvăm, îl importăm în proiectul nostru. Și vom continua prin a asambla URL-ul final. URL-ul final va fi un template string, pentru că am apăsat de prea multe ori Enter. Va fi un template string pentru că vom folosi ceea ce se numește variable interpolation, pentru a băga aceste două elemente într-un string plus altele. Deci vom începe cu API URL. Practic, aici luăm valoarea URL-ului din acea variabilă, după care vom avea un slash. Și vom folosi metoda list. Vom folosi endpoint-ul de list.
În continuare, scriem list. Este list ceea ce căutăm? Da. Se pare că list nu este metoda potrivită, ne trebuie de fapt search. Dacă vom căuta direct pe Google, YouTube, API, search. Ok, este search list. Deci noi vrem să listăm după cuvânt cheie. Deci metoda este search. Apoi, în continuare, avem query string parameters. În primul rând, trebuie să începem cu parametrul part, care aici este scris că trebuie să-l setăm să fie snippet. Apoi, va trebui să punem API key, care va fi API key. Avem nevoie și de query-ul nostru. Dacă ne uităm mai jos, vom găsi parametrul Q, care ne permite să specificăm ceea ce căutăm, query term. Deci aici vom pune and Q, iar Q este de fapt luat din state și va fi this.state.searchTerm. Ok, acum avem asta. După, dat fiind faptul că acest Axios returnează un obiect de tip promise, trebuie să folosim metoda then. Promise înseamnă o promisiune și este folosită pentru că un request este prin natura lui asincron, adică trebuie să fim notificați când se termină, pentru că poate dura oricât de mult, poate dura o secundă sau 30 sau un minut, spre deosebire de o declarație de variabilă care se face în mod sincron sau un console log. Dacă facem un console log, nu se trece la următoarea linie până nu s-a terminat console log. Pe când un request făcut cu Axios poate să dureze oricât și atunci trebuie să fim notificați atunci când se termină. Facem asta cu metoda then, care în engleză înseamnă apoi. Then primește un callback la rândul lui, care acest callback primește ca parametru răspunsul. Iar în răspuns avem întotdeauna proprietatea data atunci când folosim Axios, iar data este răspunsul propriu-zis de la server. Deci dacă vom printa un mesaj aici, vom spune răspunsul a ajuns, response.data, vom putea să vedem ce se întâmplă. Deci răspunsul de la API a venit imediat și avem o listă numită items. Predefinit avem 5 elemente în setul de răspunsuri, de rezultate, dar putem să-l facem să fie mai mare sau mai mic, depinde cum avem nevoie. Dacă ne uităm în API reference, avem un parametru numit max results, care poate fi setat între 0 și 50. Valoarea default este 5 și ne permite să alegem câte rezultate avem. De exemplu, dacă vrem să-l setăm pe 10, mergem aici și în continuare, pe lângă acești parametri, putem să-l punem oriunde, adăugăm încă un and și spunem max results egal cu, să zicem, 10. Okay. Acum vrem să setăm, de fapt, în state, proprietatea items. Dacă ne uităm la cum arată răspunsul, am spus că avem un items. Acest items vrem să ajungă, de fapt, în state-ul nostru, pentru că din state îl vom lua și îl vom afișa pe ecran. Deci aici vom spune this.setState. Items este proprietatea pe care vrem să o schimbăm din state, iar valoarea ei va fi response.data.items. Și dacă apoi reîncărcăm pagina, facem o căutare și ne ducem în profilerul de React, ne uităm în state și vedem items au apărut toate elementele. Fiecare element apoi are o proprietate numită snippet, iar în snippet avem un title. Title este ceea ce vrem noi să afișăm pe ecran.
Acum trebuie să facem codul care afișează cu adevărat ce ne interesează pe noi. Deci dacă vom face aici o listă, vom putea să afișăm în acea listă elementele căutării, rezultatele căutării. Deci putem să tragem o linie, după care vom pune un H2 în care spunem rezultate căutării și în continuare vom avea o listă, iar în această listă vom avea un map care trece prin lista noastră de items și îl convertește într-o listă de list items, de LU-uri, elemente de JSX. Deci aici vom spune this.state.items.map. Map primește un callback care primește la rândul lui ca parametru elementul curent și indexul elementului curent. Deci vom spune aici să zicem item și i și va returna un li în care avem item.snippet.title. În React, de fiecare dată când avem o listă de elemente de JSX, avem nevoie să-i dăm fiecăruia un prop numit key, care trebuie să aibă o valoare unică. O valoare unică în cazul nostru este indexul elementului, dat fiind faptul că suntem într-un array și fiecare element are un index individual. Numai că trebuie să... Nu putem să ținem ulăul înainte să avem ceva în lista de rezultate, pentru că vom primi o eroare. Dacă facem lucrul ăsta, din start vom primi o eroare care ne spune că nu există proprietatea map a lui null, pentru că inițial this.state.items este null. Așa l-am declarat aici. Prin urmare, un mod de a face lucrul ăsta ar fi să... Ori să facem o căutare inițială, putem face lucrul ăsta, ori mai întâi, dacă nu avem elemente, să afișăm altceva. Și atunci putem face acest lucru. Putem face aici ce se numește un ternary if, adică verificăm dacă avem rezultate. Dacă avem rezultate, afișăm ulăul, altfel nu îl afișăm, dar o facem într-o singură operațiune inline. Nu e neapărat cel mai bun mod de a face lucrul ăsta, dar pentru început e ok. Deci putem verifica aici this.state.items. Dacă există, dacă evaluează ca ceva truthy, adică truthy înseamnă nu neapărat true, nu neapărat adevărat, dar ceva care arată ca ceva adevărat. E cel mai simplu mod de a traduce lucrul ăsta. Deci dacă există, practic, acest items, atunci punem semnul întrebării care înseamnă dacă atunci și dacă există items, atunci rezultatul este acest ul, altfel else, doar că else în cazul unui ternary if se prescurtează cu două puncte, atunci nu, adică nu afișăm nimic. Deci dacă avem this.state.items afișăm acest ul, altfel nu afișăm nimic. Am putea la fel de bine să afișăm un mesaj care spune nu există rezultate. Deci, la momentul ăsta nu avem rezultate inițial. Dacă facem o căutare după JavaScript, apăsăm butonul de căutare, ne afișează imediat rezultatele căutării. Acum putem la fel de bine să afișăm și un mesaj de încărcare, pentru că, după cum am spus, requestul nostru poate dura oricât, deci ar fi bine să îi spunem utilizatorului că se încarcă rezultatele noastre. Deci putem să mai avem aici în state o proprietate numită isLoading, care inițial este falsă. În momentul în care începem căutarea, o setăm pe true, iar în momentul în care primim răspunsul, în then, aici am primit răspunsul, facem deja un set state, mai adăugăm aici și is loading pe false, adică nu se mai încarcă în momentul ăsta. Și aici putem avea, practic mai întâi verificăm dacă this.state.isLoading, atunci afișăm un paragraf care spune se încarcă, altfel putem avea întregul cod de aici. Avem prea multe acolade.
Deci ce am greșit? Deci dacă is loading, trebuie aici. Deci dacă se încarcă, ok, atunci altceva. Momentan scriem aici null. Acum înlocuim acest null cu asta este problema cu a le face în felul ăsta. Cred că ar fi mai bine să facem, de fapt, noi aici o funcție. Deci vom spune this.displayItems. Și în funcția noastră vom face în felul următor. DisplayItems este tot of un arrow function. Și mai întâi verificăm dacă this.state.isLoading, atunci returnăm un paragraf care spune se încarcă. Apoi, dacă, deci, practic, dacă am ajuns aici, înseamnă că nu se încarcă, atunci verificăm dacă nu avem nimic în lista de itemuri sau dacă lungimea listei noastre este 0, atunci returnăm un alt paragraf care spune nu există rezultate. Apoi, dacă toate lucrurile sunt ok, și avem rezultate, abia atunci returnăm un ul cu toate elementele în el. Și în momentul ăsta, mai înainte, avem nu există rezultate, pentru că nu se încarcă nimic în momentul ăsta. Dacă facem o căutare după JavaScript, inițial spune se încarcă, după care imediat s-au încărcat rezultatele noastre. Deci la momentul ăsta avem o listă de titluri. Ar fi interesant dacă am putea adăuga și câte un thumbnail, câte o imagine pentru fiecare element. Asta e de fapt chiar foarte simplu, pentru că fiecare rezultat din lista de la YouTube vine și cu un thumbnail. Dacă ne uităm în state-ul nostru, în items, să zicem primul element, în snippet, avem thumbnails, avem o listă de thumbnails pentru că avem acces la diferite rezoluții. Dacă am folosit cea mai mică rezoluție, să zicem rezoluția de 90 de pixeli, putem afișa câte o imagine pentru fiecare element. Deci, în elementul nostru, putem împărți conținutul în două. Putem avea o imagine și apoi putem avea un paragraf. Imaginea noastră va avea ca sursă item.snippet.thumbnails.default. .url. Iar pe lângă asta vom avea și un paragraf. Iar paragraful va conține item.snippet.title. Mai căutăm încă o dată JavaScript. Și de data asta avem și aceste imagini. Dacă acum vrem să ducem și utilizatorul către YouTube în momentul în care dă click pe titlu, respectiv pe imagine, putem face acest lucru foarte ușor. Dar trebuie să, practic, să construim un URL care arată la fel ca URL-urile de pe YouTube. Dacă mergem la un element, la un video de pe YouTube, ne uităm la faptul că URL-ul are forma aceasta. youtube.com/watch, semnul întrebării, v equals something. Deci, de fapt, după v egal, avem ID-ul fiecărui video. Dacă mergem înapoi în lista noastră de itemuri, mergem la primul element din nou, avem și proprietatea ID, iar în ID avem video ID. Acest video ID este ceea ce ne trebuie nou. Dacă luăm de aici video ID și îl punem aici, și dăm Enter, ne va duce fix la acel video. Prin urmare, tot ce trebuie să facem este să reconstruim acest URL. Deci vom îmbrăca întregul element într-un anchor tag, într-un link, practic, iar ca proprietate href vom avea din nou un template string care va începe cu https
www.youtube.com/watch, semnul întrebării v equals, iar aici vom avea item.id.videoid. Exact. Acum căutăm iarăși JavaScript. Dacă ne ducem pe, să zicem, clipul de aici, dăm click ori pe imagine, ori pe titlu și ne-a dus la videoul căutat. Deci în momentul ăsta avem practic o pagină de rezultate și posibilitatea de a face căutări pe YouTube. Avem o mini versiune de homepage al YouTube-ului. Putem să adăugăm acum CSS, putem să folosim un UI kit care să îl facă să fie mult mai frumos și vom face asta în următorul clip. Vom folosi Ant Design pentru a face această pagină să arate ca o pagină, să zicem, profesionistă, ca ceva pe care chiar am vrea să îl folosim. Ant Design este un UI kit, un kit de elemente de interfață grafică care ne permite să construim interfețe grafice foarte repede și fără să trebuiască să construim de la zero fiecare element. Așa că vom face asta în următorul video.